parte din aparatul Consiliului Județean și care fac obiectul intervențiilor de la diverse, pentru că sunt alegeri, da? V-aș ruga să așteptați în foaier și la punctul diverse să intrați în sală, dacă sunt... Da, se depășește și numărul de 50, doar cei care nu fac parte din aparatul Consiliului Județean și consilier, pentru o jumătate de oră sau cumva 40 de minute, vă rugăm să ne așteptați în foaier și vă invităm la punctul diverse când aveți intervențiile. Trebuie să ne înțelegeți că discutăm de vot, discutăm de... și n-aș vrea să... Și cu rugămintea să nu vă supărați, dar este procedura de vot. Și cu ce purtăm domnul președinte, dacă ați purtat și ceva? Nu faceți obiect, nu-i secret, depășim și numărul de 50 și... și așa mai departe. Dacă... Vă uitați la televizor, puteți să vă uitați să vedeți. Haideți! Ia nu mă lăsa. Vreau să vă spun ca să trebuie să mă rea pe și nu o să dare nici pe Cine este pentru?
Abținere? Aprobat. Eu abținere. O abținere a fost undeva? Pentru că n-am fost prezent. Vă rog. Scuzați. Aprobat cu ei de vot pentru abținere. Trecem la poziția numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății, etapa a 18-a. Dacă sunt comentarii, dacă nu, votul dumneavoastră, stimați colegi, pe acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Aprobat. Poziția numărul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 150/2018 privind stabilirea contului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de ANL destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății cu modificări și completări de ulterioare. Dacă sunt comentarii la acest proiect de hotărâre de la poziția numărul 3, vă rog. Dacă nu vot și pe acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Aprobat. Poziția numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății și a listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe construite de ANL destinate închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății, etapa 19-a. Vot și pe acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Aprobat. Poziția numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Regiei Autonome AZL Sulina asupra unui imobil aflat în domeniul privat al județului Tulcea. Comentarii dacă sunt. Dacă nu vot și pe acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Aprobat. Poziția numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiari din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea pe anul 2021. Vot pe acest proiect de hotărâre, stimați colegi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivire? Poziția numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în căminul pentru persoane vârstnice în Sfântul Nectarie Tulcea pe anul 2021. Vot și pe acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Dacă nu sunt comentarii. Abțineri? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Tulcea. Vă rog, domnul secretar, câteva explicații pe procedură. Și pe componența politică, dacă vreți,
tot în sensul ăsta e și în funcție de numărul de mandate obținute. Dar, conform regulamentului pe aia, să vă citesc din regulament, grupurile de consilieri, propunerile sunt făcute de grupurile de consilieri, dacă nu există interpretări, o să citesc și în prevederea articolului 208 din ordonanța 57 pe 2019 din codul administrativ, consilierii locali și județeni se pot constitui în grupuri în funcție de partidele sau aliațiile politice pe a căror listă au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3. Grupul PNL în Comisia de Maritare este pe domnul consilier Mihai Culeni și domnul consilier Ciprian Safca. Grupul PSD numește pentru această comisie pe doamna Chirciu Irina și pe domnul Munteanu Dan. Prologia propune pe domnul Petre Badea. Propunerile fiind făcute, supun votul lui dumneavoastră, componența comisiei, așa cum a fost dorită de grupurile parlamentare. Cine este pentru această componență? Abțineri? Împotrivire? Cine este pentru? Abțineri? Da. A fost aprobată componența comisiei din 5 membri, Ulei Mihai, Safca Ciprian, Chirciu Irina, Munteanu Dan, Vadea Petru. O să fac considerații care treacă din codul administrativ și din cum am constituit nici codul, nici regulamentul. Nu au o procedură foarte largă cu privire la modul în care se desfășoară votul secret. Și dacă sunteți de acord, vom proceda la demararea procedurii conform regulilor pe care o să le citesc acum. Consiliul Județean duce alege din rândul membrilor săi doi vicepreședinți. Vicepreședinții se aleg prin vot secret cu majoritate absolută. Alegerea vicepreședinților se face pe buletine de vot, astfel. Redactarea buletinilor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvintele da sau nu. Pe buletine de vot sunt înscrise numele și prenumele candidaților, tuturor candidaților propuși de președintele Consiliului Județean sau de consilierii județeni, partidul politic din care face parte candidatul și opțiunea de votare da/nu. Candidații propuși vor fi înscriși pe buletinul de vot în ordinea în care au fost făcute propuneri, după ce în prealabil au fost consultate persoanele nominalizate dacă acceptă propunerea. Pe versul fiecărui buletin de vot se va aplica stabila Consiliului Județean Tulcea. Fiecare consilier județean are dreptul să opteze pentru cel mult doi dintre candidații înscriși pe buletinul de vot. Votează și consilierii județeni care candidează la funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Exercitarea votului secret se face într-o cabină specială aranjată, folosindu-se următoarea modalitate de votare. Fiecare consilier județean primește de un singur buletin de vot pentru alegerea ambilor vicepreședinți, pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, consilierul județean procedează la exercitarea votului prin exprimarea opțiunii folosindu-se de cuvântul da sau nu, în dreptul fiecărui candidat din buletinul de vot. Buletinele de vot vor fi declarate nule dacă conțin trei sau mai multe opțiuni de da. Nu a fost exprimată nicio opțiune. Au fost folosite în procedura indicată, în dreptul unui candidat, ambele cuvinte, da sau nu, pentru exprimarea opțiunii, iar sau dacă opțiunea este exprimată în afara procedurii indicate. Să vă arăt și formularul de vot. Dacă se vede așa cum am spus, numele și prenumele candidatului, prima căsuță, partidul politic și opțiunea de vot în partea căsuță, da sau nu. Se înscrie cuvântul da, în dreptul celui pe care a venit să-l vota. Nu trebuie să luăm dat. Dacă sunt legalități, se văd. Dacă sunt de acord cu procedura, nu mai pot. Domnul secretar, da. Vă rog. Vreau să fim foarte atenți cu accesul în la urnă, la telefon. Deci, iar dacă fiți pregătură supravegheam de colegii care sunt în comisie de găsirile, deci, caracterul secret al votului trebuie respectat. Asta e. Deci, mă rog, revinea mea. Trecem la... Deci, din partea... Din partea... Dar faceți întrebări. Vreau să înțeleg cel puțin eu. Deci, opțiunea da este suficientă pentru a desemna
intenția de vot a consilierului. Dacă ai făcut două opțiuni, da, nu trebuie să menționezi pe de la alte lucruri. Am înțeles bine? Da. Dacă celelalte două sunt nu, sau dacă celelalte două persoane sunt goale, votul este valabil. Ți-ai manifestat deci opțiunea de vot. Deci să scrii da sau da. Nu trebuie și da și nu, unde e în fir. Nu, eu am citit pentru că așa spune și domnul Da, da, pe persoanele pe care doriți să le valideați. Votul este valabil. Eu am citit pentru că așa spune și domnul Alexandru. Da sau nu? Mulțumesc frumos. Am putut să fac eu o separare cu mai era două o intervenție. Dar din de ce m-am rugat? Da. Referitor la procedură, la tot ceea ce s-a discutat, suntem de acord cu cele propuse și discutate și expuse de domnul secretar. Aș vrea un vot și pe acest. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Da. Ca și propunere din partea grupului PSD pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, îl nominează pe domnul Dumitru Mergeanu, PSD-ul. Din partea grupului PNL, desemnăm vicepreședinte, pe domnul Gianbastu Daniel. Cine? Nicolae. Din partea România și pe domnul din partea PNP, domnul Victor Tacot. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, supun și aceste propuneri. Ah, ok. Dacă persoanele nominalizate pentru funcția de vicepreședinte, reuna dintre persoanele nominalizate, nu sunt de acord cu ca să candideze pentru această funcție, să se ridice să spună că nu este de acord. Că nu este de acord. Să se reușe acest lucru. Deci, dați-mi la citire listei, date din persoanele nominalizate de grupurile, de grupuri și numai de grupuri, sunt persoane care refuză candidatura. Da, cu ce trebuie? Vă rog. Domnul Gianbastu, acceptați candidatura. Doamna Zimileanu? Domnul Tarton? Accept. Și dacă tot am cuvântul, aș vrea să fac o mențiune cu scuzele de rigoare. Vis-a-vis de consemnarea buletinului de vot, există o culoare standard? De regulă se folosește albastru, câte știu. Albastru. Păi am pregătit un set de fixuri albastre. Mulțumesc. Fiecare va lua buletinul de vot și un fix. Mulțumesc frumos. Există nici reglementat vreau. Nu am pregătit cum se dedică. Tocmai m-am vrut să intervin în procedură pentru că nu pot nu specific. Nu există reglementat. Da, în normă internă, acum. Și la momentul acesta. Domnul Darul, afirmativ. Mulțumesc.
validare. Comisia de validare. Să spunem și la procesul verbal. Deci s-a terminat de numărat. Vă citesc rezultatul alegerilor. Citiți tot procesul verbal. Îl citesc tot de la început? Sau citesc doar de la tot? Nu, citiți tot procesul verbal. Ok. Comisia constituită conform articolului 72 alineat 10 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Tulcea, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Tulcea numărul 35 din 2020, cu modificările și completările ulterioare, formată din următorii membri: Culedii Mihai, Saraca Ciprian Ionuț, Irci Irina, Muntean Alexandru Dan, Valea Petre. Am procedat la numărarea voturilor pentru alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Tulcea în mandatul 2020-2024 și am constatat următoarea. Total voturi exprimate 31, total voturi valabile exprimate 31, voturi nule nu avem, voturi pentru candidatul Mergeani Dumitru 15, voturi pentru candidatul Geambazi Daniel Nicu 16, voturi pentru candidatul Cipriana 15, voturi pentru candidatul Carpo Victor 16. De pentru care s-a încheiat prezentul. Așa e de fapt, vă rog. Felicitări celor. Acesta fiind rezultatul votului, felicit pe cei care au reușit în această luptă, mă rog, pe votul, bineînțeles. Votul consilierilor a dat acest rezultat. Nu am de ce să-i felicit și să îi aștept la treabă alături de consilierul de la felicitări și înțelepciune, colaborare în beneficiul județului Tulcea. Pentru cei care au fost aleși, dacă vor să vă răspundă. Ziua. Mulțumesc pentru votul de încredere și nu pot să zic decât vă reprezentat pe colegii mei, dar și pe cetățeni care au votat în 27 sentimentul de 2020. Cu demnitate și sinceritate. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând electoratului care mi-a dat posibilitatea să ajung consilier județean. E prima dată când pot să mă adresez domnilor doar prin intermediul acestui microfon. Apoi celor care mi-au acordat suportul și posibilitatea să vin din nou în prima linie a problemelor județului Tulcea. Și pentru că munca, în opinia mea, nu are culoare politică, ci doar stilul de muncă. Sper să facem lucruri bune pentru cetățenii județului Tulcea în următorii 4 ani de zile. Vă mulțumesc tuturor! Da, să intrăm, dacă mai sunt vreo de cuvânt, dacă nu, vă rog să intrați în sală pe ceilalți legate de răspătări de animale, să intrăm la diverse lucruri. A fost chiar domnul și domnul și domnul și domnul și domnul și domnul și domnul. De asemenea, aveți ca material transmis.
Discutăm, mai ales că avem o discuție pe Andreea Rup, de referitor la memoriul înaintea de Asociația Crescătorilor de Copii și Copii de Rupius, Pardina, Asociația Crescătorilor de Animale Pardina și Asociația Fermierilor Delta, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub numărul de 2447 pe 15.02.2021. Aș vrea să fac un reprezentant al crescătorilor de animale să ce spună date din nou și ce gândesc domnul Ierova. Vă rog, cine e reprezentantul? Haideți, veniți, vă rog, veniți la microfon. Sau dați-l microfon. Crescători de animale, din familii, cu istorii de 10-10 de ani și toți care sunt în Mecea, avem aceleași istorii și suntem crescători de animale de datul. Acum, având în vedere că s-a schimbat componența Consiliului Județean, aș vrea iarăși să fac la cunoștință că locuitorii din Delta Rămâne, locanici, care suntem acolo de sute de ani, după revoluție, având în vedere că amenajele agricole din zonă au distrus capitalul care exista de Delta Dunării și din resursele care existau mai întâi, pășuni, bioluri, stuf și așa mai departe, din care trebuiau bunicii și cărbunicii noștri, s-au schimbat într-una singură, ceea ce se numește resursa agricolă din acea zonă. Vreau să vă aduc la cunoștință că sunt 31 de ani de la Revoluție și niciun locuitor din cetăție Pagina și Curea nu a avut o farmă de teren arată acolo. Și mă refer la fermierii, la fermele de familie, care prin tradiție sunt crescători de animale. Am făcut mai multe demersuri la Consiliul Județean. S-au găsit tot felul de motive, că nu sunt legi, baie legea, bani în legea, când a fost legea sau modificat legea și așa mai departe. Iar și venim în fața dumneavoastră să vă cerem să sprijiniți fermele de familie și să sprijiniți crescătorii de animale din Delta Dunării. Pentru că în această zonă, pe brațul Chilian, singura resursă viabilă în care se mai poate scoate copii și în care se mai poate trăi, este resursa agricolă. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost în acea zonă și ați văzut cum arată satele. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost interesați să vedeți câți tineri mai sunt în satele alea și câți au plecat de acolo. Satele s-au pustiit. S-au pustiit și marele vinovate se construie de teamă. Pentru că din de 30 de ani nu a existat absolut nicio politică de sprijinirea fermelor de familie. Și când am făcut cerere și am depus în 2017 67 zile de cerere pentru privatea crescătorilor de animale, totuși în 2018 s-a scos la licitație 10.000 de hectare sau 12.000 în fine, neținându-se cont sub nicio formă de doleanțe locale, de nevoie de oricum. Pentru că noi nu avem de ce să trăim acolo, nu avem altă sursă viabilă de venire. De aceea aș vrea să regândiți puțin politica față de locuitorii de acolo și să ne dați șansa să trăim acolo, să sprijiniți fermele de familie, pentru că ferma de familie este viața și sufletul statului românesc. Dacă au dispărut fermele de familie, au dispărut și sat, practic, și așa mai departe. De aceea aș vrea să vă rugăm să găsiți o soluție și să ne sprijiniți la această cauză. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, distinse domn. Vreau să fac câteva remarci la spusele și la doreanțele dumneavoastră. Cam prin, din ce am puțin istoric, cam prin 2001, au fost transferate de la Consiliul Județean anumite suprafețe în jur de 7.000 de hectare către localitățile limitrofe. Mă refer la cele care ați semnalat dumneavoastră, de pe brațul Chilian. Au fost transferate la acea vreme, vorbim de anul 2001, 7.000 de hectare la aceste localități. Nu știu ce direcție au cumpărat aceste suprafețe, nu vreau să intru în istorie prea mult și să facem o dezbatere pe ceea ce a fost. Vreau să mai spun că prin legea rezervației, care a fost respins acum o lună, a fost atacată de președintele României
la Curtea Constituțională a României, deci, mai mult la legea rezervației, noi, Consiliul Județean, alocaserăm suprafețe distincte către privirea partina cea care a dorit, să, prin lege, să fie transferate în administrarea OAT-urilor din comunele care au numerat. A fost atacată pe o speță legea, mă rog, eu sper să se reia, pentru că a reglementat multe din problemele de această lege a rezervației, care prindea și aceste tereuri pe care noi vroiam să dăm pentru crescătorii de animale, pentru că făcuseră o evaluare câte zeci de mii de bovine sunt în și altele în Delta Dunării și stabiliserăm ca acest transfer să facă o destinație primordială pentru crescătorii de animale. Domnul, acum o până s-a întâmplat să fie atacată, Curtea Constituțională a respins-o pe un viciu de procedură, să-i spun. Știu că vrea să se dorește a se lua această propunere legislativă de modificare a legislației privind rezervația biosferei tot la Dunării, astfel încât în jur de vreo 5-6 mii de hectare, dacă nu greșesc, o știți corectat, cam în jur la 5-6 mii de hectare trebuie să fie repartizate acestor trei localități. Dacă discutăm în momentul de față, deci intenții bune și care să rezolve într-o bună măsură problematica crescătorilor de animale a fost inițiată de către noi, nu sunteți nici primul, nici ultimul care a ridicat această problemă. Dacă bine știți, și aici mă opresc doar cu să vă singur apreciere, aceste terenuri au avut două situații, legea zootehniei și noua lege modificată a legii zootehniei, care presupune un alt cap. În momentul de față, pe vechea legea zootehniei, suntem, dacă bine mi-amintesc, sau puteți să vă contrazice sau să vă contrazice colegii, suntem în instanță. Nu putem să luăm nicio măsură în momentul de față, până când acest litigiu nu se derulează. Mai departe, pe noua lege a zootehniei s-au scos anumite obligativități ale Consiliului Județean, Consiliilor Județene, privind destinația terenurilor agricole. Asta este situația în momentul de față și aș vrea să mă completați, o să mă completeze și colegii mei, ca să încercăm să vă răspundem la toate variantele de altă întâlnire pe care dumneavoastră le aveți. Vă rog, dacă mai sunt comentarii. Bună ziua! Domnul Branca, tot de animale, reprezint Asociația la Lucru Sfat. Domnule președinte, referitor la legea zootehniei. Deci, legea zootehniei s-a schimbat, cred că, din cauza noastră. Și foarte bine, articolul 6, alineatul 2, unde s-a schimbat, s-a scos din context, din lege, s-a scos Consiliul Județene. Noi, când am făcut cerere la dumneavoastră și am venit în audiență, legea era, vorbim, a fost în decembrie 2020, da? Așa este politicul, nu spun nici de aici, nici de aici, pentru că s-a schimbat legea să nu mai fim beneficiarii acestui program. Vă spun asta, că nu trebuie să vreți să ne ajutați cu tere. Mai departe, s-a trimis legea biosferii, președintele României a trimis-o la Curtea Constituțională, da? Curtea Constituțională, răspunsul care l-a dat, este de următor. Era legea biosferii, sper că nu greșesc, da? Dacă crescătorii de animale din zonele unde ne aflăm voi, da? Au nevoie de pământ, că nu avem nevoie de zi, au nevoie de 700 de capete, nu au un metru pătrat de pământ. Și mă duc de fiecare dată la X, Y, domnule, lasă-mă să pășimez, am o familie cu doi copii, nu vreau să plec din țara asta, vreau să muncesc cinstit și curat în țara mea. Da? Bun, în legea rezervației, răspunsul care a fost de la Curtea Constituțională este de următor, nu? Consiliile locale, cum ne spui la noi Barca, trebuie să facă o cerere către Consiliul Județean de la Turcia și să ne inserte la timpul de terenurile respective. Da, prin hotărâre de Consiliul Local și Consiliul Județean. Una la mână. Da. Da. Și referitor,
A spus odată prin acolo, dar nu am viață. De ce am venit la licitație? Eu sincer să fiu și venit să licitez, dar nu pot da posibilitatea să licitez 1.000-1.500 de hectare. Dacă era domnul președinte cum era înainte, 50 de hectare, 100, de unde trebuie sute de hectare, da? Eu, de exemplu, le repet, nu am ajuns mulțumit și cu 50 de hectare, că nu vreau sute de hectare, nu vreau să fac business. Vreau să continui activitatea. Să pot să pun o bucată de lucernă, o bucată de pământ, să cresc animalele și să nu plecăm în altă parte. Asta e toată problema. Vă mulțumesc frumos. Da, domnul Raga, eu am spus, vorba specificat tot ceea ce dumneavoastră ați repetat aici. Dacă, mă rog, nu aș se arunca la Curtea Constituțională trecând pe numele Camerei și Institutul că o sunteți interesat, aveam tot cadrul legal ca să, sau deja era prins în lege, transferul acestor de terenuri pentru OAT-uri, cu obligativitatea OAT-urilor de a aloca pentru animalele care sunt în zonă suprafețe către crescătorii de animale, nu neapărat importante, pentru toți crescătorii de animale din zonă. Asta a fost logica noastră când am repartizat terenurile și am spus 5-6 mii de hectare pentru cele trei localități. Partea Ceata, Partea și Chiria. Neșansa noastră și a dumneavoastră, pentru că, repet, deschiderea fost rezolvă această problemă, a fost atacată la Curtea Constituțională. În momentul de față suntem puțin între ape, pentru că, v-am spus, noi suntem pe un litigiu pe vechea lege a dotrinirii, care dumneavoastră ai amintit, un litigiu și așa, din Pătești, un litigiu, știți bine, știți care dreapta, așteptăm un răspuns de la instanță care, dacă ne va da un rezultat, vă va da un rezultat favorabil, atunci noi avem cadrul legal să ne întreptăm către dumneavoastră cu anumite suprafețe de teren. De altfel, altă soluție, nu prea există, am stat cu colegii mei, mă rog, pregătitori pentru această ședință, care este situația și dacă este nevoie, care vreau să intervină, dar vă repeta cam cele care am spus eu în mare. Vă rog, domnule. Da. Pentru că să microfonul și... Nu am pus din domnul președinte. Noi eu am înțeles un lucru. De ce nu lucrați direct cu noi cu crescătorii de animale, dacă vreau să sunteți proprietarul de terenuri la Consiliul Județean, da? De ce trebuie să-l transferăm la banii ca să-l mai departe? Vedeți și motivul de demență stabilită de dumneavoastră, da? Și lucrăm direct, referitor la ce teren, ați încercat, respect și acest lucru, să transferăm mai departe. Știți foarte bine, nu vreau să dau nume, acolo sunt alte interese, dar mari crescători de animale nu mă ești aici, da? Și dacă mă ajungi la poate, vă spun ce se va întâmpla. Se va toate la licitație și eu nu pot să vă duc să recitez pe XY, nu vă dau nume, că știți foarte bine tot. Da? Și se mă ajunge la un conflict, dar să nu te lucra acolo așa. Cel mai corect ar fi, dumneavoastră, Consiliul Județean, să lucrați direct cu noi. Stabiliți o pretendență, nu trebuie pomană, nu trebuie nimica. Și noi vă plătim pretendența aici, la Consiliul Județean, să ne acasă. Vă mulțumesc. Vă rog, din punct de vedere juridic, măcar dacă pe cele comentate acum a jucat doamna Sbără și domnul Conrad, privind, pentru că nu știu dacă ar fi de acord, vorbesc acum, dacă ar fi cam corect ca noi să putem o negociere directă, ținând cont că directă sau chiar prin hotărâre de Consiliu, n-am nimic împotrivă pentru anumite suprafețe, că înțeleg că nu doriți cine știe ce suprafețe. Peste și nici eu știam că Branga, familia Branga e mai... La mine este o coincidență de nume. De nume, nu știu exact care e Branga. Știu de mâna a unui nici la mai mult strană, de Branga. Deci dacă noi, din punct de vedere al legalității, am putea să facem acest lucru și nu, iar da, totuși, primitul dar puțin lasă mă să vorbească de ce este și așa, tot care vă spun. Domnul Conrad, odată, și doamna, sau Lady First, doamna asta, prima dată, referitor la tot istoric care am zis, doar puncați, nu vreți să dezvoltați foarte mult, la istoricul și la posibilitatea, dacă există posibilitatea ca pentru anumite suprafețe stabilite, mă rog, de comun acord, sunt, dar sunt că majoritatea au fost supuse licitații.
licitație, mai sunt unele care probabil sunt în avut unul strategii de stare de asta pentru toate terenurile. Aș vrea să mă ajutați să primăm un răspuns pentru oamenii care există păstrări de animale, astfel încât să vedem ce putem face pe viitor. Vă rog. Microfonul.
modificăm ca și instituție. Legea care puteți să o modificați este ordonanța de urgență a Guvernului 57 pe 2019, care prevede codul administrativ. Dacă această lege va fi modificată și se va putea să vă atribui cu dumneavoastră direct terenul, atunci noi o să procedăm conform legii. Noi avem procedura de licitație. Asta este procedura legală. Îmi pare rău să vă spun. Nu pot să fac reprezentare directă. Da, vă înțeleg pe aspect, dar așa de citat. Insistați să modificați sau să citați un articol, nu ce pot să dă domnul Motrac să modifică nimic, dar... Da, dar tine îți minte... A intervenit să modifice legea protectivă. Da. Suntem singurul județ din țară care are toate cele... Bun, domnul Motrac, știți care e problema? Țineți minte cum s-a licitat prima dată de regulile. O fost atunci, în prima dată, o avut de la licitație văținașii, localnicii, da? Acum s-ar putea face un paragraf, nu știu cum se spune, să aibă dreptul costul creștătorii de animale, să ridicăm, cum am zis, de două președinte și de dumneavoastră poste aici, la o înțelegere. Să fie clar că nu pot să merg să licitez eu, să merg ca animale cu 20 de milioane de cale. Dar nu putem. Atunci o să prime și o să plecăm. Dar asta se înțelege. Dar în dar în schimb, eu zic că dintr-o hotărâre pe Consiliul Județean sau așa mai departe, pe legele, nu pe alte prostii, să ne putem v-am spus. Nu am mai răspuns. Domnul Braga, ca să nu facem din punct de vedere, în greu să discut și cu aparatul Consiliului Județean, din punct de vedere, repet, dacă din punct de vedere al legalității lucrurile le găsim în regulă, suntem îndepărați. Dacă legalitatea nu se permite, va trebui să intervenim, așa cum a spus Micușor domnul Panda, să aducem o anumită modificare la lege. Eu vă spun, noi am încercat, dumneavoastră acum ați motivat, că sunt niște interese pe acolo, eu nu știu ce interese sunt pe acolo, noi găsim de cuvință să se rezolve problematica crescătorilor de animale, aruncând suprafețele de care am amintit după legea rezervației. Am încercat și este, sunt o soluție. Se pare că, mă rog, nu pe cazuistica asta s-a neapărat s-a respins, și ca asta, dar se pare că a fost o, mă rog, o greșeală, că nu vreau să o discut acum. Dar, haideți să discutăm, să vedem dacă putem introduce de comun acord cu, mă rog, tot spectrul politic, o grăbire a legii o rezervație, odată în Parlament, care degeaba spune, de astăzi, acolo discuția era clar să se dea fiecărui crescător de animal pe suprafața calculată, o anumită suprafață. Nu intrați în licitație cu cei mari. Că dumneavoastră aveți animale. Și ei au animale. Nu e nicio problemă. Dar se repartiza pe cap de animal în legea rezervației. Adică noi am crezut că e cea mai bună soluție astfel încât să și primările de acolo să ia, mă rog, ceva pentru bugetul propriu și să se rezolve și problema dumneavoastră, care, repet, crea obligativitatea pe o evaluare, care știți bine că se ducea undeva la un band, dacă discut, la 700 de kg, corectați-vă, 700 kg de dolaritate, sau ceva de genul. Adică se ducea la un preț convenabil și pentru dumneavoastră, fără să se intre în licitație. Asta era problema care a venitorului. Tocmai să vă protejăm, să nu ne ducem în zona de licitație. Dacă această lege a rezervației a căpătat acest, mă rog, a avut această sincopă, noi n-am perceput-o la acea vreme. De aia a trecut în cameră, în senat și, mă rog, a ajuns acolo unde a ajuns. Nu vreau să intru în comentarii și de ce s-a ajuns acolo. Eu cred că este de să găsim o soluție, să discut și cu partea juridică, și cu domnul secretar, și cu colegii, și cu Consiliul Județean, să vedem care e formula ca să rezolvăm punctual problemele dumneavoastră. După dumneavoastră, voi veni și ceilalți. Că nu e nicio chestie, nu poți să fii cu unul mumă și cu altul ciumă. Dar ceea ce făcuseră noi, credeți-mă că era gândit tocmai pentru rezolvarea problematicii crescătorilor de animale din Delta Dunării, că altă problemă nu era acolo. A fost solicitat de mulți ani pentru acest demers. Acum
dacă sunt născând astfel de sunt interese, nu știu despre ce interese vor, atâta timp legea stabilea clar că trebuie să trebuie fiecare pe cap de povină, de ovină, o anumită suprafață, astfel încât fiecare să-și poată întreține animalele, eu povestesc ca o soluție bună la acea vreme. Deci, nu a fost să fie. Domnul Chichi, vă rog. Domnul președinte, părerea mea este că trebuie să ne asumăm o decizie politică noi și să împărțim această problemă în două, cum am spus. E o chestiune pe termen lung, ce facem cu legislație, iar aici trebuie să avem suportul tuturor parlamentarilor din Tulcea. Pentru că e o chestiune veche. Așa? Iar cealaltă, o rezolvare imediată. Aceste animale trebuie să trebuie în această perioadă. Părerea mea este că, de urgență, să chemăm primarii din cele două localități, sau trei, deci parte din acele care trei, pentru că aici este conflictul, autoritatea locală are și ea un cuvânt greu de spus față de acești crescători și cred eu că nu au o relație foarte bună cu cei doi primari, așa cum este. Reprezentantul prefecturii trebuie să fie la această masă și colegii noștri din executiv. Cred că întâlnirea aceasta trebuie să se facă foarte repede și dumneavoastră să o convocați, să găsim o formulă ca ei, pe o perioadă, eu știu, provizorie, până găsim formula legală, să aibă acces la aceste zone. Așa bănuiesc că ar trebui să procedăm. Acum câțiva ani de zile le spuneam tuturor crescătorilor, oameni buni, trebuie să vă organizați ca să puteți, să aveți un cuvânt puternic față de autorități. Și au făcut asociații. Și sunt trei asociații care vin în fața noastră acum. N-a fost suficient, pentru că poate la toate mișile. Eu cred că câte drumuri aveți la Ministerul Domnului? Nu mai știu. Da? Deci Ministerul Agriculturii. Cred că la tot spectrul ăsta. Ne ridicăm animalele să le vedem de ca să se, da, ca să se trece din această sală, de vină fiind președintele Iohannis, că n-a promulgat nu știu ce lege, mi se pare jenant, să știu. Părerea mea e că trebuie să facem o convocare cât se poate de repede pentru acești oameni, da? Să fie o discuție, așa cum am spus, prefectură, colegii noștri din Consiliu, da? Cei care se ocupă de patrimoniu, da? Și cei doi sau trei primari, cum considerați dumneavoastră, unde aveți dumneavoastră zonă. Da. Și am angajat și avocat în această perioadă. Animalele cu cine l-a lăsat domnul? Copii, 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 așa, mulțumesc! Domnul Chichie, dumneavoastră vă prezați în undeva să nu faceți grămași care sunt pe lângă alegă, pe lângă situație. N-a spus nimeni că a fost atacată de președinte considerente de legalitate. Normal ceea ce a făcut. Se lasă această înțelegere să ai. Păi la Curtea Constituțională este atacată de președinte. A spus că a fost atacată, dar fundamentul a fost unul de o eroare strecurată până. De asta a spus că până este că a trecut de cele două camere cu 7.000 de juriști pe lună și s-au scăpat, s-au strecurat anumite lucruri care nu erau constituționale. N-a spus că asta nu s-a fost pe cineva el. A spus că ăsta a fost traseul, ce se spune așa? Or, ca să desprindeți tot felul de idei de dragul care îți desprinde, mi se că nu e corect. Dar, mă rog, încercați să fiți pe linia cea bună. Eu propun să... Domnul Chichie, vreau să facem parte dintr-o discuție cu aparatul Consiliului Județean, la juriști de toată lumea, să vedem care este soluția legalității pentru a sprijini acești oameni. Asta e, se desprinde de ei. E ușor să... vorbim, să ne aflăm, să ne facem și puțin plăcuți, dar în spate trebuie să avem întotdeauna legalitatea. Dacă nu avem aia, stăm de vorba degeaba. Pentru a găsi legalitatea, trebuie să avem o anumită inițiativă. Bun. Vedem, se găsește cale pentru o decizie a Consiliului Județean pentru acești oameni, o găsim, o punem în practică destul de repede. E de modificat vreo lege sau modificarea legii rezervației pe ceea ce a fost declarat neconstituțional în lege de către Curtea Constituțională, merge pe aia pe tot sprijinul, de asta parlamentarii toți trebuie să meargă într-un suport, să le intră orice vreme. Nu știu care este calea cea mai scurtă, cea mai bună în acest moment. Și nu găsim, stând așa de vorbă în formatul ăsta. Sunt lucruri care trebuie să discutate, am spus, din punct de vedere juridic și al statutului pe care îl are pe care au terenurile din delta Dunării. Ok, mai
întrebare, dar sunt, dacă mai aveți încă... Deci, cum a spus, domnul președinte, vă rog frumos găsiți o soluție, să lucrăm direct cu dumneavoastră, picăm de acord cât trebuie plătită de intervenție, da? Se poate face chestia, vă scuzați să vă repet, cu o post înainte, localnici să ai de prioritate și dacă rămâne după așa mai departe, vă puteți veni cu rândul de animale exact să spune cam ce pământ dorim. Nu vreți pământ să facem afaceri sau nimic a strict, nu necesar ce avem nevoie. Asta ar avea, că până la schimbarea legii și legea pe o serie de din 2016 de o să lucră la ea. Sunt 4-5 ani de zile, dar mai stăm de 4-5 ani de zile. Cel mai bine ar fi aici în posibil și ar fi mulțumit, v-am spus, să lucrăm direct cu proprietarul terenului. Vă rog și pe răspuns. Da, cu cei la presupunere remarcă, nu vreau să dau o rezoluție în urma discuțiilor care noastre, că nu sunt jurist, dar nu vreau să spun lucruri pe care nu le stăpânesc din punct de vedere al legislației și tocmai de asta trebuie să discutăm de această problemă. Vă rog, dacă mai sunt intervenții, vă rog. Domnul președinte, sunt consilier liberat Perfil și aș fi avut o interpelare pentru domnul Conrad și doamna juristă. Au părăsit sala, după care nu i-am anunțat din timp. Despre ce este vorba? Pe 27 ianuarie, societatea cerea colect care și-a judecat o licitație la domnul Vățu de Jos a fost pusă în posesie. Știa doamna juristă că pe rolul instanței este un proces cu drept de retenție asupra terenului? Știa. Normal, citații termene. A preluat terenul ca să-l predea? Doresc un răspuns în scris la această interpelare. Faceți, vă rog, nu e aici. O să o formulez în scris, da? Și o să o depun. Dar puteți să mergeți pe consilier, nu? Da. Urcați și un consilier de țean la... Eu nu știu, chistare de vorbă, la domnul Conrad cu... Răspunsul domnului Conrad a fost o putere și pe doresc de 2017? Care nu are nicio legătură cu noua speță cu drept de retenție. A preluat terenul ca să-l predă, nu? Dar eu da, atâta știu, dar nu o să... Este legal din punct de vedere juridic, nu? Fără să aveți și punctul de vedere al lor, nu putem să ne exprimăm nici eu, nici dumneavoastră. Da, mulțumesc. Deci, cred că cel mai bun nivel ar fi să mergeți să discutați personal. Am zis o să fiți consilier de țară, aveți acces la biroul de respectiv, astfel încât să vă lămuriți sau să-i lămuriți. Da, mulțumesc. Vă rog, dacă explodăm. Dacă nu mai sunt, ne oprim aici, în bine și în de astăzi de aici. Mulțumesc pentru